Divinum auxilium maneat semper nobis, cum a fost inscripționat pe biserica din localitatea Bobdan 1860, construcție inspirată de Bazilica Sfântul Petru din Roma. În traducere liberă, ajutorul divin va rămâne pentru totdeauna cu noi, însă locul pare mai părăsit ca niciodată. Biserica Mausoleu de la Bobda, construită în urmă cu aproximativ 160 de ani, arată acum deplorabil. Treptele de la intrare s-au prăbușit, iar din pereții clădirii s-au desprins bucăți întregi, nu doar tencuiala. Cupola este de departe cea mai afectată parte a clădirii, degradată inclusiv pe interior. Persoanele care trec prin zonă sunt martorii amprentei timpului asupra bisericii din Bobda. Nu au putut face nimic, doar să constate pe parcursul anilor starea tot mai alarmantă în care ajunge. De mult timp arată așa, eu trec de mult timp pe aici, eu sunt din Ecea Mare, nu sunt de aici. Păi să tot fie vreo 10-15 ani, dacă nu mai mult. Deci, dar nu acum arată mai rău decât cum arăta atunci când am văzut-o eu prima dată. Arată dezastru, practic. Trebuie renovată, trebuie pusă la punct, adică să fie totul, să ai aspecte, și acoperișul, și fațada, tot trebuie. Eu am găsit-o așa aici, cum a fost, de mulți ani, cred că. De foarte mult timp, da, eu aici de la Timișoara venită de 20 de ani și tot așa era. Ori veni mulți ca să o recondiționeze, dar n-au ajuns la final. În Bobda există însă o persoană care nu a abandonat niciodată biserica Mausoleu. Este vorba despre Dan Vașar, clopotarul, cel care are grijă de lăcaș de zeci de ani și care își aduce aminte de cum arăta biserica atunci când s-au ținut ultimele slujbe. A fost Iisus, au fost îngeri, au fost o masă Maria cu Iisus, dispărut. Știți unde le-au dus? Pădâncul trebuie să fie. Biserica Mausoleu a intrat în proprietatea primăriei CNI, de care aparține comuna Bobda, la mijlocul lunii martie anului 2021. Era un loc plin de mizerie, gunoi și părăsit. S-au făcut reparații minore, iar suma care ar trebui investită pentru readucerea la viața edificiului este una imensă. În al doilea an am început să refacem pergolele care erau destul de afectate. N-am putut să salvăm nimic, am trebuit să dăm totul jos și totul să facem nou. Au fost schimbat căpriori, corni, pasteriala bătută și tablă lucrată manual. Sperăm să revină la starea odinioară, numai că avem nevoie de un fond de 6 milioane de euro. Atât a fost estimată lucrarea. Cu asociația prin Banat, Ambulanța pentru Monumente, pentru că sunt aceeași organizație, încercăm să facem o echipă, să refacem proiectul și să facem niște devize estimative finale care să le putem încărca pe diferite finanțări. Până atunci însă, pe peretele unei clădiri din localitatea Bobda a fost realizată o pictură murală a mausoleului, așa cum arăta în vremurile sale bune. Biserica a fost ridicată la mijlocul secolului al XIX-lea de familia baronului Ghiulac Savosi. Înainte de a fi abandonat, a fost lăcaș de cult romano-catolic.